Domnilor și domnilor, bine v-am reîntâlnit la jurnalul știrilor de la Făgăraș, sunt Bogdan Șofend. Protest în spitalul Făgărășan, de la cadre medicale la asistente și infirmiere. Personalul unității se află în grevă japoneză. Este un semn de solidaritate între organizațiile membre ale Coaliției Profesioniștilor din Sănătate. Medicii din orașul nostru spun că pacienții nu au de suferit. Actul medical se desfășoară în condiții normale. Făgărășenii care au ajuns zilele acestea la spital au văzut că medicii și asistentele poartă banderole tricolore. Este grevă japoneză în sistemul de sănătate de stat, dar pacienții nu sunt afectați de această acțiune de protest. Aproape 100 de semnături au fost adunate de sindicat de la personalul spitalului, care aderă la protestele de la nivel național. Greva japoneză implică purtarea banderolelor fără a influența activitatea medicală. Bolnavii n-o să sufere de pe urma grevei japoneze. Angajații din sistemul sanitar cer minim 6% din produsul intern brut pentru sănătate, o legislație care să garanteze independența profesională a celor care lucrează în sistemul public și privat, o lege a salarizării specifică sistemului de sănătate, apărarea demnității și renunțarea la denigrarea profesioniștilor de către autorități, organizarea unităților medicale cu paturi în sistem public pentru asigurarea unor servicii prompte și de calitate pentru pacienți, precum și consultarea reală a coaliției profesioniștilor din sănătate cu privire la orice măsură ce poate afecta funcționarea sistemului de sănătate. Angajații din sistemul sanitar au protestat și în luna septembrie la sediile Ministerului Sănătății și Ministerului Finanțelor, cerând respectarea promisiunilor din programul de guvernare pentru sănătate. Salariații din Spitalul Făgăraș au fost informați cu privire la organizarea grevei japoneze. Se strâng semnături de la solidarii cu greva și se înmânează banderole tricolore. De asemenea, le-am adus la cunoștință revendicările Coaliției Profesioniștilor din Sănătate. În data de 7 octombrie, Federația Sanitas a declanșat procedurile de organizare a grevei generale. Conform calendarului de proteste, în 2 noiembrie de la ora 11, organizațiile membre ale Coaliției Profesioniștilor din Sănătate participă la un marș în București, pe traseul Piața Constituției, Ministerul de Finanțe, Piața Victoriei. Angajații din sistemul sanitar, inclusiv cei din Făgăraș, au intrat în grevă japoneză și vor purta banderole tricolore în semn de protest, dar nu vor opri activitatea. Braconieri căzuți în plasa polițiștilor la ora 3 dimineața. Cei doi se întorceau de la Olt cu uneltele de pescuit și cu captura de pește. Luați la întrebări, indivizii au recunoscut în cele din urmă că au pescuit ilegal. Acum sunt cercetați pentru fapta comisă și vor răspunde pentru infracțiunea de braconaj piscicol. Polițiștii făgărășeni s-au întâlnit zilele trecute față în față cu doi braconieri. Bărbații cu vârste de 30, respectiv 39 de ani, mergeau către casă. Aveau asupra lor peste 20 de kilograme de pește, o barcă pneumatică, două vâsle și aproape 20 de metri de plasă tip setcă. La ora 3 dimineața au căzut ei în plasa polițiștilor făgărășeni, pe strada Octavian Paler din Făgăraș. Bărbații au dat nas în nas cu echipă din cadrul biroului de ordine publică. Oamenii legii au trecut la identificarea celor doi, dar și a capturii pe care o aveau asupra lor. Într-un final, bărbații au recunoscut că au pescuit ilegal lângă Olt. Atât peștele prins cât și plasa au fost confiscate, iar bărbații sunt acum cercetați pentru infracțiuni la regimul piscicol. Polițiștii sunt deciși să intensifice acțiunile pentru prevenirea și combaterea braconajului piscicol și a comercializării ilegale de pește. Prin activitățile desfășurate se urmărește combaterea braconajului piscicol și a faptelor ilegale de comercializare a peștelui, precum și asigurarea condițiilor de siguranță alimentară prin eliminarea produselor de proveniență ilicită. Poligonul de la Galați a fost luat cu asalt astăzi de zeci de civili. Sub îndrumarea cadrelor militare, invitații au fost provocați la un concurs de trageri și nu oricum, ci cu muniție reală. Câștigătorii nu au fost desemnați încă. Ei primesc diplomele în cadru festiv pe 25 octombrie, de Ziua Armatei Române. În fiecare an, în preajma datei de 25 octombrie, când armata își sărbătorește ziua, cadrele militare de la Centrul de Instruire din Făgăraș le dau undă verde la trageri cu pușca făgărășenilor dornici să-și testeze abilitățile. Astăzi, în poligonul Galați, civilii și-au așteptat rândul la linia de tragere. Ploaia a ridicat miza și asta pentru că precipitațiile cresc dificultatea execuției. Concursurile de tir tind să devină o tradiție la noi la Făgăraș și în acest an, în preajma zilei Armatei României, organizăm concursul de tir. Am invitat șefii instituțiilor publice din municipiu. Scopul nostru este să arătăm munca noastră, să arătăm că nu este ușor să dobândești deprinderile necesare pentru a deveni un bun trăgător. Pentru un concurs de tir, ploaia este într-adevăr un factor de dificultate, însă pentru militari chiar nu reprezintă o problemă.
două ținte situate la 100 de metri de locul de tragere și câte 5 gloanțe pentru fiecare dintre ele. În asta a constat concursul de trageri de astăzi. Muniția a fost distribuită abia după ce invitații au primit indicații în mânuirea armamentului. Avem țintele acelea mai înalte, se cheamă ținta alergând numărul 8 și ținta piept, cea din dreapta celor înalte, pe care le vom lovi în următoarea succesiune. Pentru început, veți avea 4 cartușe pentru a vă regla arma. Ca să nu avem probleme, introducem militarii rezervă care au tras, care știu să-și regleze bine le armele, dar ca să nu se evităm pe urmă de la, să deviem de la adevărata problema fiecăruia, că nu e arma reglată, că n-am cunoscut-o, veți avea fiecare muniție, deci cartușe, 4 cartușe, să vă reglați singuri arma. Adică... Primii care au deschis focul au fost ofițerii în rezervă din orașul nostru. Zeci de participanți au răspuns invitației lansate de conducerea unității militare de a participa la competiția de astăzi. Reprezentanții ai presei făgărășene, directori de instituții publice și școlare, reprezentanții administrației locale, dar și făgărășeni interesați de trasul la țintă cu muniție reală. Am acceptat cu mare plăcere, mă întorc în urmă cu câțiva zeci de ani, când cu nostalgie mi-aduc aminte de clipele de armată, când eram mult mai tânăr și îmi făceau plăcere și atunci ca și acum, de fapt, aceste trageri în care pe lângă un anumit tip de distracție mai ai și anumite plăceri, mai ales că mai practic și alte sporturi cu acest, cu arme. Am acceptat al doilea an consecutiv și mă bucur că are deschiderea armata spre acest gen de manifestații și cu, vorbesc de partea civilă și voi răspunde mereu la aceste invitații. Unde ați făcut armata? La Mărșa aici aproape și chiar mi-aduc aminte că plecam de la poligon nu de multe ori în paze de filare, ci și târâși, datorită faptului că rezultatele erau puțin mai slabe la trageri. Acum sper să nu se întâmple treaba asta, să ne ducă domnul comandant târâși până la poartă. Este pentru prima dată când mă întâlnesc cu așa ceva. Este o experiență nouă și țin să mulțumesc armatei pentru o astfel de invitație și sunt convins că o să povestesc și copiilor și nepoților experiența de astăzi. Dar sunt foarte bucuros că am reușit să ajung astăzi în poligonul Galați. Este un eveniment important pentru Armata Română, eveniment care se sărbătorește și la noi și începe cu această tragere în poligonul Galați. Îmi face o mare plăcere să execut trageri cu arme de război. Îmi aduce aminte de vremea în care și eu făceam parte din Forțele Armate Române. Deci, cu bucurie, cu mulțumire și cu recunoștință față de Armata Română. Diplomele de participare vor fi mânate câștigătorilor la ceremonialul din data de 25 octombrie, când se sărbătorește Ziua Armatei Române. Acestea au fost principalele informații de astăzi. Doamnelor și domnilor, la dispoziție aveți adresa impactfăgăraș.ro la care ne puteți vedea pe internet. Vă mulțumesc pentru atenție. Până mâine, rămâneți cu bine!